Alpiniștii povestesc că se simt bine, mai ales că de când au început să urce pe munte, nu au avut nici măcar o zi cu vreme rea. De acum înainte, însă, spun ei, ascensiunea va fi mai dificilă, pentru că le va fi foarte greu să-și curească drum printre ghețari pentru a ajunge la tabăra de la 5900 de metri altitudine. De aici, din tabăra de bază, se vede doar unul dintre vârfuri, doar Glacier Dome 1, așa numitul vârf ascuns. Pentru Glacier Dome 2 va trebui mai întâi să reușim să trecem de căderea de gheață până în tabăra 1. Va trebui să mergem, nu știu cum să vă spun, printr-un labirint de crevase și de poduri de gheață. Alex Găvan povestește că a avut surpriza de a se întâlni cu un alpinist polonez cu care a mai colaborat într-o altă expediție. Este un lucru bun pentru că... Știindu-ne de anul trecut, echipele noastre română și poloneză, o să încercăm să colaborăm cât mai mult pe munte pentru a putea urca vârfurile în siguranță. Alex Găvan și Andrei Nan sunt ajutați de 6 cărăuși care duc peste 150 de kg de echipament. Expediția celor doi tineri este o premieră pentru alpinismul românesc. Escaladarea vârfurilor Gașer Brom 1 și 2 de peste 8.000 de metri, fără șerpași și fără butelii de oxigen.